Dragii mei, fără niciun fel de prezentare, așa cum v-am mai spus, avem un invitat special ce ne va găti în această dimineață. Noi, așa cum am vorbit de el, am cumpărat ouă și cartofi, că nu știm ce gătește, dar vom afla împreună. Jimmy Dab! Bine, bine v-am găsit! Salut, Jimmy Dab! Jimmy Dab pare că a venit pregătit și a adus niște ceste astea, paste? Pene! Pene! Niște smântână, lichidă, niște Kaiser, panceta, mă rog, niște bulion, se zice, parmezan, ouă, ciuperci, usturoi, sare și piper. Piper și un fund. Și un fund. La asta mă referam. Așa era la mine acasă, fund îi spunea. Te rog să vii pe partea asta, mai aproape de mine momentan. Da. Așa. Tigăița, ai pregătit trei, nu știu de ce, dar... Nu știu, am oamenii mei. Ai zis să fie pe bogăție. În caz de-mi cade una, o pun pe aia. Ce faci? Te-ai trezit bine? Ce să fac, m-am trezit extraordinar de bine. Acum m-am trezit când am ajuns, da, am bucat la voi. Te-ai băut cafeaua la noi, ai reușit să mănânci ceva? Nu. Nu. Tocmai de-aia am venit să... Dimineața când te trezești, ești de ăsta în forță? Adică îți prind soția și băbesc cafea împreună sau... O bem împreună, da. Dar nu, de mâncat ne apucă mai târziu. Mai târziu de mâncat. Da. Mănânc aia mică întâi. Aha. Bun, asta e, că de când ai copii nu mai mănânci tu. Nu, n-ai loc, dacă vă înțelegi. Când apare copilul, ți-a cam dus și cu mâncatul, și cu privitul, și cu trezitul, și cu nu se mai trezește nimic. Tot ce se termină în U. Da, tot ce se termină în U. Ce ne gătești astăzi? Astăzi vă fac o fel de carbonara, dar la Jimmy. Ai înțeles? Eu vin cu puțină culoare și da, pun niște sos. Adică niște carbonara la Jimmy înseamnă carbonara cum nu ieși. Cum nu ieși, Doamne ajută. Am mai adăugat ciuperci la rețeta mea și sosul roze. Da, tu ai nevastă mi-a face niște paste carbonara. Lasă nevastă, tu ai mai gătit vreodată? Dar cum spui, crezi că acum am inventat rețeta asta? A, nu, că la noi se mai întâmplă, știi? No, nu, vezi că au venit prieteni, au lins farfuriile, nu ne-am spălat, le-au lins ei. Ești pe bucătărea. Eu zic că asta miese, astăzi n-are cum. Bun, hai să începem să gătim, pentru că asta e cel mai important. Gibi, restul mai vorbim, mai, ne mai distrăm în emisiune. Georgica. Ieri când am ajuns acasă, m-am uitat un pic la știri și am văzut, cred eu, știrea momentului așa în lume. Boris Johnson a demisionat, premierul Marii Britanii, a zis, sunt trist să renunț la cel mai bun loc de muncă din lume. Era un pic trist că îi stătea și părul vâlvoi, dar bine, lui mereu i-a stat părul vâlvoi așa, el și cu Donald Trump au o frizură aparte. Dar, o frizură departe. Nu-ți dai seama dacă e părul lor, e o perucă. Dar, certată. Într-adevăr, a trebuit să renunțe pentru că oamenii nu-l mai vreau. Erau chiar și în fața acolo pe Downing Street, sau cum se cheamă acolo, 10 Downing Street. Erau să plece acasă, să ne lase. Oamenii foarte revoltați că în pandemie el a făcut niște petreceri private, deși erau restricții și ei stăteau în casă și, domnule, nu ne mai place de acest domn. Plus că vechea poveste cu Brexit-ul era mare ceartă, că el a inițiat atunci Brexit-ul. Chiar și românii noștri dragi, ca să-mi spun rudele mele, când am vorbit cu tata la telefon, a zis, așa să plece. Că el a inițiat asta cu Brexit-ul. Că acum că e greu cu viza să mai lucrezi în Marea Britanie, tata lucrând în Marea Britanie. Și am zis, da, tata, dar tu știi că a fost un referendum în care au votat britanicii. Nu contează, să plece, că asta e în mintea alor noștri. În continuare, un om decide. E vina lui. Stai că tu. El a decis. Din cauza lui a plecat. Din cauza lui Boris Johnson. Nu știe că să vină altcineva și că lucrurile merg mai departe, că așa se face în lume. Și e de asta. Zic că cu durere în suflet, Boris Johnson a demisionat ieri. Dragii mei, scene șocante au avut loc într-o tabără la Cluj. Scene de sex într-o tabără pentru copii din Cluj, minori implicați. Anchetă uriașă a poliției. Se pare că polițiștii clujeni au deschis o anchetă după ce într-o tabără la care au participat mai mulți elevi ai unui liceu din Cluj-Napoca, doi băieți ar fi fost abordați de un altul pentru a desfășura activități de natură sexuală. Aici vine provestea, aici vine drama. Copiii nu au mai mult de 10 ani. Incidentul ar fi fost relatat învățătoarei de un alt elev care a surprins scenele șocante, relatează presa din Cluj. Este o anchetă pe rol în momentul ăsta. Poliția s-a sesizat și
încearcă să dezlușească misterul acestui scene. Da. Bun, gata, cam atât momentan, nu? Da, 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 pentru mai că am trimis-o pe colega noastră, Lavinia Târzianu, la mare, să vedem și noi care este situația în ceea ce privește cazările. Dacă se mai găsesc locuri să ne cazăm, pentru că suntem în luna iulie. Dacă prețurile sunt ok, dacă sunt scumpe, dacă nu sunt scumpe, dacă ne permitem cu toții. Important e că toată lumea vrea la mare, a venit vara, suntem în luna iulie, rapid ne apropiem de mijlocul lunii iulie. Iar oamenii își pregătesc concediile. Bună dimineața, Lavinia! Unde te afli tu? Ia uite, la piscină! Bună dimineața, dragi colegi! La dimineața cu noi suntem voioși și bucuroși că astăzi ne aflăm în stațiunea Neptun. Weekendul a început și curioasă am fost și eu să vedem dacă litoralul este plin sau nu. E, informațiile acestea nu vi le pot aduce eu, ci omul în cauză alături de mine, doamna Diana Ungureanu, directorul de vânzări. Și vreau să vă spun că am fost impresionată. Stațiunea este plină, oameni foarte mulți, turiști pe litoral, pentru că și colegul nostru Bogdan Uin a fost aseară la petrecere, da. Vă spun mai încolo despre ce e vorba. Până atunci vorbim cu doamna Diana. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Fără emoții, da? Mm. Așa, așa. Vă duce voioși și vesel sunt colegii noștri, pentru că aveam aici oameni care urmăreau în spate emisiunea în direct. Vreau să vă întreb, în această perioadă, început de lună iulie, mai cu seamă zi de vineri, începe și weekendul, care este gradul de ocupare la nivel hotelier? Gradul de ocupare este undeva în acest moment la 65%. Sperăm să îl mărim. Față de anii trecuți este mai bine? Că pare promițător totuși acest sezon. Este primul an după pandemie, deci într-adevăr e o mare diferență față Se cunoaște, nu? Da. Ce pachete aleg turiștii? All inclusiv, demipensiune? Care e varianta cea mai aleasă de ei și mult mai aleasă? În mare parte sunt foarte receptivi la pachetul nostru de cazare cu demipensiune prânz, dar este din ce în ce mai solicitat și pachetul de cazare cu all-inclusiv light. Asta înseamnă pensiune completă, mai pe românești. Deci light, all-inclusiv light. Pe înțelesul tuturor, pensiunea completă. Mm-hmm. Varianta aceasta e aleasă mai mult de familiile cu copii? Da, prin definiție această stațiune este una pentru părinți și copii. Așa încât concluzia mea e că dimineața mâncăm, la prânz mâncăm, seara mâncăm, ne mai și bronzăm, să ardem caloriile, da? Corect. Acum că tot vorbim de pachetele acestea, aleg turiștii să le achiziționeze prin agenție sau individual sunând la recepție? La cel mai sincer mod, procentul este undeva la 50-50. Deci dacă sunt puțin mai comos de fel, intră, aleg prin agenție, dacă nu sună la recepție și rezervă. Sigur. Și acum să ne referim și să ne raportăm puțin și la cheltuiala unei familii. De exemplu, doi adulți cu doi copii, dacă aleg un sejur de 4 nopți, 5 zile, cu all inclusive light, adică pensiune completă, la ce buget se pot încadra? Sau să se aștepte dacă nu se încadrează? Tarifele pentru un pachet de cazare cu all inclusive light pornesc de la 3500 de lei în această perioadă. Așa încât, cu o sumă modică, zic eu, pe placul și așteptările tuturor, puteți veni să faceți un sejur de neuitat în stațiunea Neptun, dacă de asta vorbim, pentru 4 nopți și 5 zile. Eu vă doresc o vacanță plăcută tuturor, noi rămânem pe litoral și ne vedem peste puțin timp. Bursucu! Te pupăm, Lavinia, și îți mulțumim. Fugi repede pentru că mai avem nevoie de informații. Lavinia va mai intra în direct cu noi să simțim pulsul și de acolo, de pe plajă, să vedem dacă oamenii au plecat deja pe plajă să se bronzeze. Important este să vă faceți vacanța așa cum vă doriți dumneavoastră, să vă luați copiii sau dacă nu aveți să vă luați iubita și de ce nu să mergi și singur câteodată, că acolo când ajungi la mare s-ar putea să pleci singur, dar să te întorci cuplat, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Simțiți-vă bine, simțiți-vă liberi, este vacanță, este vară, mare grijă însă la excese, încercați să faceți totul calculat.